Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de Surgeon Simulator 2013. Vă plac operațiile? Nu? Nici mie. Operațiile sunt groaznice, dude. Există șansa să mori și apoi te gândești că îți umblă pe la ficat și îl înlocuiește cu un ficat de câine. Și ficatul tău îl vinde, nu de alta, dar organele am auzit că sunt scumpe pe piața neagră. Oricum, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod în care o să încercăm să-l operăm pe tipul ăsta. Da, uite, e foarte cu minte, e și-a frumos, și-a făcut curaj să vină la operație. Hai să îl mângâiem așa pe cap ca pe un câine. Da, mama lui e în sala de așteptare, se așteaptă ca copilul ei să nu moară după această procedură foarte, foarte complicată, dar... noi știm exact ce o să se întâmple, nu, dar am citit, am văzut, m-am documentat și știu exact cum să performez o operație la rinichi, da? E foarte, foarte simplu. Nu uitați, oameni buni, aș aprecia foarte mult dacă ați lăsat un like, poate un comentariu acolo și jos în descriere în care să-mi spuneți că sunt un medic extraordinar. Așa, perfect, hai să luăm prostia asta de aici. Da? Și în descriere aveți linkurile către G2A, către Instagram-ul meu și un link către acest minunat webcam pe care îl folosesc pentru facecam-ul meu frumos în 60 de frame. Bă, ridică-te de aici în Dumnezei, așa. Bun, am scăpat de prostia, da? Bun, deci acilea avem o deschidere intracostală a cutiei toracice, da. Bun. Să vedem cum procedăm, da? Vom începe prin a... oh, stai că văd ceva. Vom începe prin a... scăpa de paharul ăsta, ăsta nu e util aici. Vom lua un scalpel, uite ăsta de acilea, da? Perfect, uite, îl vezi, îl ții așa cu... lipit pe deget, da? Așa fac toți medicii profesionali. Și vei începe... să... introduci acest... scalpel, perfect, 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 yes, 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 oh, Jesus. Să introduci acest scalpel în diferite zone ale corpului uman, oh, adică, ok. Bun, ia să vedem, am făcut o incizie acolo, da? Ne mai trebuie totuși niște incizii în intestine aici și așa, și sincer să fiu, nu știu exact unde trebuie să... ah, cred că acolo, mă, uite, gen, fix acolo, a? Ha, mă, că am introdus scalpelul și... nu s-a tăiat, bă, ce nu s-a tăiat nimic? Poate acolo, uite aici. Ah. Oh, s-a tăiat, perfect, perfect. Oh, Jesus, ok, ok, ok. Cu grijă, cu grijă. Nu vrem să-l omorâm, da? Vrem numai să îi producem câteva incizii la nivelul intestinului subțire și la nivelul intestinului gros. Mamă, uite de la mine, vorbesc ca un adevărat medic, ok. Hai să lăsăm, uite, ăsta acilea. Și să luăm această seringă. Pentru... oh, 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 no. Te rog, nu mă înțepa. Dacă mă înțeapă, mă droghează, nu e bine. Oh my fuck! Urăsc jocul ăsta atât de tare. Ok, poate dacă mă înțep cu asta la alta. Oh shit, a funcționat! Oh, professional doctor, dude. Ok, ia să luăm seringa asta și să... așa, îi oprim sângerarea. Bun, o punem acilea înapoi. Hai să vedem dacă putem să scoatem ceva de aici. Putem să agățăm ceva, uite, intestinul ăsta. Pare încă să fie legat. Pare încă să fie o mică problemă. Bun, ia să luăm ciocanul. O să luăm ciocanul să-i spargem coastele. Că și coastele trebuie... ok, n-aveam nevoie de tine, ceas stupid. Nici măcar nu erai de la smart. Ok, nu erai Fitbit, erai un căcat de ceas de la chinezi, așa că dispari. Bun, hai să vedem. Scăpăm de oasele astea. Așa. E greu că nu poți să bați cu ciocanul așa cum ar trebui să bați cu ciocanul în jocul ăsta. Doar îl plimbi pe acolo așa și speri că o să... putem oare să... wait, stai că am o idee. Da? Aparent paharul ăla e indestructibil. Da, mă rog, n-avem nevoie. Oh, doamne, încă sângerează puțin. Ah, sângerarea e foarte ok, e foarte mică, nu trebuie să ne chinuim să... of, doamne... îmi prinsesem mâna acolo, minunat. Bun, trebuie să scoatem oasele astea de acilea, dacă reușim. Haide. Na. Ok, perfect. Poate trebuie să mai facem și incizii acilea la nivelul intestinilor, cred eu. Am prins ceva. Nice, am prins un os. Gata, du-te pe jos, n-avem nevoie de tine. De ce n-am adus și noi un cățel, frate, în sala asta de operație? Știi? Mai zicea un ham-ham, ne mai... oh, doamne. ne mai distra pentru că cățelușii sunt așa de scumpei și de loiali. Ham, 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 toată viața mea te iubesc pentru că sunt câine. Ham, 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 ham. Ce drăguț. Ok, bun. Eu chiar nu pot să-i scot de acolo șapicatul, frate. Deci chiar nu pot. E o durere în fund. Trebuie să mai facem niște incizii, da? Hai să luăm, uite. Așa. Perfect, l-am luat și îl ținem ca un doctor. Și cu degetele. Ok. Pentru o secundă mi s-a părut că am mănuși sau ceva, numai că doar... Nu, sunt doar niște degete foarte ciudate. Ok, o să încercăm să mai facem niște incizii pe aici, deși, sincer, din câte puteți vedea, situația nu merge foarte bine. Iar inciziile astea sunt extrem de greu de făcut. Pentru că... Oh! Yes! Rămâi aici. Ok. Bine, boss! Facem progrese! Ieși afară. Așa, și ieși și tu afară. Mamă, câte chestii de... Mamă, ok. Și ce mai avem aici? Mai avem o chestie aici. Asta-i ce-i? Ai o bucată din intestinul ăsta gros, mă? Păi și pe ăsta cum? Cum îl scot oare de aici? Ok, vedeți, rinichii sunt fix acolo. Pe aia trebuie să-i tăiem și să-i scoatem. Cumva. Putem oare să luăm... No, no, osul ăla e prins acolo. Mi-am prins... Așa. Ok. Mă gândesc. Oare cum să facem? Hai că o să luăm fierăstrău. O să luăm fierăstrău și o să încercăm să-i tăiem... Așa, intestinul ăsta gros de acilea. De fapt, ăsta e ăla oare subțire? Celălalt mi se pare mai subțire, deci m-am gândit că... văd aici ceva. Cred că acolo trebuie tăiat, sigur. Ridică și nu mai... Așa. Am tăiat puțin un os, da. Ok. Asta nu funcționează așa cum ar trebui, știi ce? Jesus. Rămâi aici. Fac. Trebuie să luăm repede seringa, să-l injectăm. Așa. Injectează, pac, pac, gata, s-a oprit sângerarea. Rămâie înapoi acilea. Bun, care e situația, domnule doctor? Păi, acest intestin este al dracu de prins aici așa și nu știu exact cum să-l tai să scap de el. Sunt foarte curios, hai să luăm, uite, un scalpel. Sau două. Jesus. Oh my god, s-a dus pe jos. Hai să încercăm să vedem dacă putem să tăiem cu scalpelul ăsta. Nu? Nu putem să tăiem acolo la rinichi meu? Doamne, uh-oh. Poate ne trebuie scalpelul ca să tăiem, uite aici. Pe undeva. Dar să știi că se observă unde trebuie să tai. E un fel de mică umbră sau ceva. Dar la ăsta gros... Deci nu văd absolut nimic. Să-mi bat piciorul de văd ceva. Voi vedeți ceva? Vedeți vreo zonă unde îi putea să tai intestinul ăsta? Că pare așa dintr-o bucată, frate. Cum, Dumnezeule mare, presupui că eu aș putea să... Să te tai. Ok, o să fac o chestie și o să sperăm că asta o să... Oh, doamne, asta nu arată foarte ok. Hai să-l... Nu, am luat... Ia mă, seringa, mă! Jesus. Te rog, apuc-o cumva. Ne moare pacientul, așa. Putem să-l injectăm în față, gen? Oh, da, putem. Dar de fapt nu cred că asta rezolvă ceva. No, trebuie să-l injectăm aici unde e sângerarea, stai. Bă, tot are 1, de ce nu scade la 0? Mi s-o terminat seringa oare? Ok, bun, hai că facem o chestie. Unde e ăla de... uite, acilea. Așa. Opa, așa, ăsta de taie oase, mă. Ăsta sigur o să taie intestinul. Ia să vedem. Deci, vrem așa, să începem prin a scăpa de oasele astea de aici. Pentru că și alea cred că îmi pun piedică, sunt sigur. Sunt sigur că îmi pun piedică. Haide, taie osul. Taie-l. Încă put... Așa. Așa, așa, ok. Taie? Alo? Oh, am scăpat unealta. La carne. Și asta nu e bine. Deci nu e bine deloc, frate. Dar o să... Așa. Vai, 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 pleacă de aici. Oh, God, lasă-mă să... Seringa! Îl pierdem, îl pierdem! E plin de prostie aici și nu pot să agăț seringa! Ui, ce seringă e asta? Oh my god, asta nu e o seringă! Fuck, am crezut că am luat-o! Ok, încă 1500, ok, am prins-o. Perfect. Ok, foarte aproape a fost asta. Extrem de foarte aproape. Acum, poate reușim să-i mai facem curățenie prin burtă, frate, că are de-a bullshit-uri aici. Deci, incredibil de multe. Incredibil de multe. Și eu nu pot să agăț nimic. Pentru că intestinul ăsta oh, am apucat ceva, nice. Poate pot să-i scot ficatul afară, că și ăla, cred că mă incomodează. Oh, cred că pot să-l agăț, stai așa. Da? No. Ok, dacă duc mâna așa și gen... L-am apucat! Îmi scapă. E alunecos, frate, ce vrei? N-a putut și ăsta să fie nelubrifiat în stomac. Ok. No, el e alunecos. E foarte alunecos. Hai mă, apucă, mă. Apucă-l, mă! L-am apucat, l-am întors, nu s-a întâmplat nimic. Ok, ok, ok. Mă întreb dacă pot, gen... Uite așa, perfect. Și acum băgăm mâna aici. Ha? Ai gâdil... Oh my God. Ai gâdil intestinul. Bă, frate, ești nebun. Ok, cum Dumnezeule mare reușim să tăiem intestinul ăsta? Taie-te în Dumnezei și alta... Oh my fucking... E o parte aici și în stânga, da? Care trebuie tăiată, o parte a intestinului. Ca să putem să-l scoatem, știi? Dar în niciun caz... Nu cred că voi reuși, frate, să gă... nu mai contează, am găsit. Asta a fost surprinzător de ușor. Știi care a fost problema? Faptul că era nevoie de o tăiere într-un loc foarte specific, știi, fix acolo, pentru că da... Oh, Jesus, dispar de aici, mamă! Îți dai seama cum pute, frate? Deci îți dai seama cum pute aici în momentul ăsta. De la mațele lui... Oh, Doamne! Să sperăm că n-am mâncat ceva de vreo 3-4 zile, că altfel cineva va trebui să spele ăla de acolo. Da. E ca la porc, mă, de... Jesus. Așa. Hai că l-am apucat, bine, l-am scos de acolo, bine, bine, rămâi aceea, domnule ficat. Problema e următoarea, acum, ce fac cu stomacul ăsta? Cred că și ăsta are nevoie de o incizie, stai așa, avem nevoie de precizie de medic din nou. Am scăpat scalpelul. Bă, apucă-mă scalpelul. E bine că sunt mai multe. Ok, atâta o să zic. E foarte bine că sunt mai multe scalpele de astea, că... Ia-ți de mai aici. Așa, perfect, perfect, perfect. Exact cum am prea supus, mă înțelegi? Acum, scoatem și stomacul. Îl aruncăm și pe ăsta pe aici. Ok, acum, cum fac oare cu rinichii ăștia? Trebuie să-i tai și pe ei? Trebuie să... Cred că da, nu? Adică nu îi pun pe ceilalți pur și simplu acolo lângă. Trebuie să iau din nou scalpelul și să vedem, oare în ei pur și simplu așa sau... Oh, da, ok, ok, l-am tăiat pe unul. Taie-te, mă. Oh, Jesus. S-a tăiat, cred. Ok, hai să lăsăm asta aici. Așa, unul dintre ei sigur s-a tăiat. Așa, apucă-l, apucă-l. Firar. Apucă-l! Oh my God, impu... God damn it! Deci nu pot să bag mâna mai tare de atât și nu pot să-l scot. Trebuie neapărat să-l scot, aș putea să-l las acolo. Hai mă, dacă ți-e bine cu 2 rinichi, o să-ți fie și mai bine cu 3. Oh my God, e incredibil jocul ăsta. Măcar celălalt poate fi mișcat? Mi s-a părut că l-am tăiat, dar cred că n-am făcut-o. Ok. Vezi că această operație la rinichi aici deja suntem sub presiune, frate. Mai avem blood level mitite. Ar trebui să-l... Oh, Jesus, ar trebui să-l injectăm din nou. Așa. Perfect. Să-i oprim sângerarea. Cum scoatem aia de acolo? Am putea cu asta, nu? Adică... Uh-oh. Știi ce? No. Știi ce? O las... Las-o aici. No. No, no, no. Nu e bine. Ok. Mă, cert e că ne trebuie din nou scalpelul, pentru că celălalt nu e tăiat. Celălalt rinichi. Deci... Deci tai fix unde ar trebui, frate. Ce vrei mai mult de atât? L-am tăiat! S-a văzut că a fost S-a văzut că a fost deconectat. Mai avem... Oh, no, nu mai avem blood level foarte, foarte mare. Ia de aici o injecție. Acum întrebarea e cum Dumnezeule mare va trebui să scoatem astea de acilia când mâna mea nu vrea deloc să intre și să-l apuce. Mai ales pe celălalt. Celălalt deja e game over. Și ăsta e imposibil să-l ating. Poate aș putea cu ciocanul gen să... să le scot de acolo. Stai așa. Ok, ridicăm ciocanul, lăsăm în jos. Ieși afară de acolo, te rog. Oh my god, Jesus! Ok. Oh my god, stop! Apuco! Ok, mă, știi ce? Încercăm, nu se poate, am înțeles ideea, dăm cu acei ceilalți rinichi. Îi vom pune și vom spera că va fi de ajuns. Uite, 1, așa, și uite, 2. Easy game. No, oh my god, nu funcționează. Come on, dude! Fii antenă, sunt fix la locul lor. Exact unde ar trebui să fie rinichii. Oh, Jesus. Ok. Eu nu înțeleg, pe celălalt l-am văzut tăiat. Da, dar nu e tăiat, uite-te la el că e încă acolo. Nu cred că mai avem suficient blood level ca să încercăm să scoatem rinichii ăștia de aici. Oh, Doamne. E bine, am pus rinichii acolo. Ăia vechi nu vor să iasă. Oh, no. Eram atât de aproape. Frate, am făcut totul ca la carte. Rinichii ăștia chiar nu vor deloc să mă lase să-i prind. Uite, nici ăsta nu pot să-l mai prind acum. Fii antenă. Da, cât de cât l-am prins. Wait, stai așa. Poate pot să prind cu degetele astea două, gen? S-a dus fix acolo înapoi. Așa, l-am prins, l-am prins. Frate! Ăla nu vrea să iasă de acolo, ești nebun? Hai să vedem dacă putem, uite așa, să dăm cu rinichiul ăsta, că ăsta nu o să... nu o să-i scadă din viața lui ăsta, știi? Pacientului, rinichiul. Dacă dăm cu rinichiul e ok, aparent. Vrei să ieși de acolo? Vrei să ieși sau vrei să... Deci nu mai știu ce să fac. Adică ăsta de aici chiar nu vrea să iasă. E prins. Poate îl lăsăm așa pur și simplu acolo și... Știi ce? Dacă tot nu avem ceva mai bun de făcut, hai să luăm... Dispar de aici. Hai să luăm un scalpel. Așa. Să-l întoarcem cumva. Așa. Fix în cealaltă parte dacă se putea. Te rog. Prinde-l odată! God damn it! Ești incredibil. Ah, dă-mi altul! Uite, vezi, aici e alt. Ah, uite, aici. Ok, uite, aici vezi e altul. Apucă-l pe ăstălalt. Apucă-l, mă! Incredibil așa ceva. Dispar de aici mașină stupidă care tot bâzie. Ok, o să... Oare... Era nevoie de laser? Ia stai așa. Ieși afară de aici. What the fuck? Nu pot scoate. Așa. Bun, ia să vedem. Taie cu laserul. Nu face absolut nimic laserul ăsta decât să-mi piardă jocul. Stop, 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 stop. Ok. Situația e foarte neagră în momentul ăsta. Mă scuzi? Mă scuzi, scalpelule, trece încoace că am nevoie de tine. Deci fii antenă, pun mâna fix pe el, nu pot să-l iau. Oh my god. L-am prins? Nu l-am prins, l-am scăpat. Deși era prins... Oh, fuck it. Stai că-l iau pe ăla de acolo, nici măcar nu pot să-l iau. Mai sunt scalpele pe aici? Băi, sunt aici câteva chestii. Scalpele! Treceți încoace, bă, că am nevoie de voi. Aaaa! Mi se urcă la cap, înnebunesc. Yes, hai că l-am prins. Ok. Da. Ok, și acum o să-l ducem fix aici. Taie rinichiul de acolo. E ok! Trăiește! Surgery... Fucking hell, dude. Fuck this fucking game. Fuck him. Fuck this fucking...